Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, vreau să vă salut și, cum ne-am obișnuit, pe final de săptămână facem un scurt raport la tot ce a fost realizat sau o bună parte din ceea ce a fost realizat în municipalitate, proiecte care sunt importante. Oamenii ne întreabă când va fi reluat transportul public în totalitate pentru funcționari în municipiul Chișinău în zilele de odihnă. Reiterez ceea ce am mai spus anterior, decizia și competențele aparțin în această privință Comisiei Naționale. Oamenii ne întreabă când putem să revenim la orarul de plin de funcționare a piețelor sau centrelor comerciale, inclusiv activitatea în zilele de odihnă. Vreau să spun că ține de competență Comisiei Sănătate Publică Municipală. Oracolo medicii, practic marea majoritate, s-au expus până acum împotrivă, iar noi ținem cont de părerea specialiștilor în această privință. S-ar putea totuși ca activitatea să revină la normal din data de 1 iulie 2020. Pe final de săptămână am avut o ședință foarte lungă cu priatorii, unde am discutat practic fiecare proiect de infrastructură ce urmează să fie realizat sau care este în proces de realizare. Le-am comunicat priatorilor că sectoarele sunt nemijlocit de capacitatea lor de administrare și ei trebuie să fie stăpâni în sensul bun al cuvântului în ceea ce ține de administrarea acestor sau altor procese, să fie gospodari. Iar noi le vom da aprecieri atunci când vor finaliza unele sau altele lucrări. Oamenii sunt deranjați de construcțiile ilegale care sunt pe teritoriul municipiului Chișinău sau cele care sunt la limita legalității. Am avut mai multe cazuri neplăcute în această săptămână, inclusiv cu acea idee de a construi strada de Mo Colț cu strada studenților, o stație PECO. Am suspendat această autorizație până la clarificarea lucrurilor, dar consider în continuare că în zonele verzi nu trebuie să fie construite astfel de lucruri, dar nici altele, în principiu, care să contravină cumva regulamentelor sau legislației în vigoare. Am mai avut un conflict la Decibel 5 în această săptămână. Conflict între locatar și constructor nemijlocit. Nu suntem de vină în această privință, actele au fost eliberate mult mai devreme de către administrațiile precedente. Actele au fost suspendate, după care iarăși instanța de judecată a suspendat actele de suspendare. Au fost invitați atât constructorul cât și s-au purtat discuții cu locatarii. S-a specificat că trebuie să existe o expertiză independentă, iar orice acțiune urmează să fie făcute doar după ce această expertiză independentă va fi prezentată locuitorilor din blocul adiacent acelei construcții planificate, să zicem așa. Cu toții ne amintim când peste noapte au început iarăși a fi realocate și reamplasate tot felul de ghirete, buci, butculițe. Atunci am emis o dispoziție prin care am interzis ca acest lucru să fie făcut. Actualmente ne-am propus să nu fie multe ghirete în parcuri, pe străzi și să fie reglementat acest număr foarte clar. Tot pe parcursul acestei săptămâni au fost evacuate foarte multe ghirete din zona Tighina, urmează zona armenească, este zona adiacentă pieții centrale, au fost și conflicte acolo, dar ne propunem să curățăm aceste zone în contextul reamenajării, pe de-o parte, a carosabilului, lucrărilor care se fac astăzi pe nemijlocit pe strada Tighina, dar și modernizării pieții centrale. Iar în aceste zone, atât pe Tighina cât și pe nemijlocit armenească, dar și strada Varlam urmează să fie amenajate parcări pentru piața centrală. În această săptămână am avut două ședințe a Comisiei Situații Excepționale. La una am discutat situația cu privire la ceea ce se întâmplă la Vadelu Vodă și toate recomandările au fost formulate în acest sens, inclusiv tot ajutorul necesar care este din partea municipalității, dacă este nevoie să fie pus la dispoziție autorității publice locale. În continuare, am dezbătut pe larg situația în ceea ce ține nemijlocit de pericolul de inundații din municipalitate. Mă refer la ploile abundente care le-am avut pe data de 13-19 iunie și ce putem să intervenim, cum putem să intervenim pe termen scurt. Ziceam că pentru reabilitarea albii râului Bâc am avea nevoie de surse financiare foarte mare. Este foarte important și în contextul reabilitării nemijlocit a străzii Albișoara, a trotuarelor de acolo și în general a proiectului pe care vrem să-l finalizăm
până la sfârșitul acestui an. În aceeași ordine de idei vreau să menționez că sunt realizate lucrări de adâncire și extindere a albii râului Durlești, inclusiv curățarea acestuia, și sperăm ca până la finele anului să fie proiectul dat în exploatare. La numeroase solicitări a locuitorilor din preajma străzii Dante Alighieri, am convenit împreună cu agentul economic că vor fi făcute lucrări de reabilitare în mijlocit a acestei străzi, Dante Alighieri, și astăzi se lucrează foarte dinamic în această privință. Vor fi amenajate rețelele subterane, în mijlocit carosabil, dar și trotuarul din acea zonă. Sperăm ca toate lucrările să fie finalizate în mai puțin de 2 săptămâni, dar nu mai mult de o lună. Sunt reparate scările la intersecția străzilor Columna și Bănulescu-Bodonia, la intrarea în Parcul Catedralei. Mai mult decât atât, tot s-a intervenit în această săptămână pentru reabilitarea pavajului pe strada pietonală și sunt lucrări de proiectare făcute pentru reabilitarea aleii Grigore Vieru, din bulevardul Grigore Vieru și Constantin Tănase. Au început lucrările de amenajare a unui scoar pe teritoriul unde staționau anterior maxi-taxi 103 și 121, care au fost mutate în Dumbrava, și credem că într-o lună, o lună și jumătate, acest proiect va fi definitivat. În această săptămână am fost cu inspecția lucrărilor la parcul La Izvor, unde vrem reabilitarea întregii zone, întregului parc. Ziceam că parcul trebuie să devină unul dintre cele mai atractive din regiune, nu doar din Chișinău. Și mă refer aici la componenta sportivă a acestui parc. Urmează să fie construit împreună cu FIFA, finalizate lucrările la sfârșitul lunii iulie, a unui stadion de plajă, ceea ce este o noutate pentru sud-estul Europei, nu doar pentru Republica Moldova. Tot acolo vom amenaja mai multe stadioane, inclusiv pentru volei, pentru basket, pentru tenis de câmp. Mai multă lume ne întreabă de ce acordăm atâta atenție sau atenție sporită, anume reabilitării zonelor și spațiilor verzi. Chișinău cândva a avut faima de oraș verde. A fost una dintre cele mai verzi capitale din Europa și noi vrem să întoarcem această faimă. În această săptămână a fost acceptată decizia de către consilierii municipali de a iniția acest parteneriat cu FC Buiucani, clubul sportiv pentru copii și tineri. Credem că municipiul Chișinău trebuie să aibă echipe care să reprezinte atât în divizia națională, cât și în campionatele internaționale, iar acolo trebuie să ajungem, să tindem. Vom colabora cu Federația Moldovenească de Fotbal, cu alte organizații, ca să susținem copiii noștri în promovarea modului sănătos de viață, dar și ca să reprezentăm Chișinău pe arena națională, dar și internațională în acest sens. Vreau să vă spun că săptămâna viitoare planificăm să structurăm o informație pe care am descoperit-o recent, unde s-au pierdut 1600 de loturi și care sunt prejudiciile pentru municipalitate, de ce nu este ceva luat la balanță, dar toate săptămâna viitoare.